peste tot. Una dacă îți băga, era de ajuns. Mai întreabă și ce sunt bărbați, femei. Câteodată, că acum nu mai... Uite, asta e stația de epurare. Da, e mai micuț așa. Pe cuvânt, avem mai mult frumos peisajul noi pe linia. Bine, acolo, în Transilvania. Aici... Cu toate că au densitatea mică, după ce spuneai tu. Ai zis că sunt 10 milioane, nu? Da, dar o micuță... Păi 10 milioane la 90.000 de kilometri pătrați? E super ok. Noi avem 200 și ceva, nu? De kilometri pătrați și avem 19 milioane. Păi asta, deci ce? Mai mare e densitatea în Austria un pic, da. Da. Nu pot să cred, care au munții, mai mulți decât noi. Da. Da. Păi stai că noi cât am? 250 avem noi sau cât? De mii de kilometri. Da. Sau cât e? Mai mult parcă, mai spre jumate așa. 257. Păi peste jumate, deci. 200. Și 18 milioane de locuitori? 19, hai să zicem. Asta ar însemna cam 9 milioane în Austria, cam mai puțin, chiar 8 milioane. Uite că au mai mare chestia. Un pic mai mare, da. Acum, că erau mai... Mai puțin până să devină și lor emigranți. Da. Uite, 15 km până la Viena. Pe șosea. Și câte ceas acum? Că a plecat la și... 50. Este fix și domnul. 15 km în... 10 minute. Mă duc. Dacă și aici merge așa, 5 mai zi la noi. Da. Nu m-am uitat la locomotivă. Și de asta o BB de ales sau nu mai așteptam asta. Ce? Locomotiva, adică formată, trenul e format cu locomotivele noastre sau? Păi a trebuit. Păi a trebuit de la graniță, sigur a trebuit, dar de aici nu știu sigur. La vagoanele sunt ale noastre. Poftim? Vagoanele, spre exemplu, sunt ale noastre. Vagoanele, da, dar vorbeam de locomotive aici. Da. Dacă mi-e cald, înseamnă că e bine, că nu am transpirat eu. Nu mai e bine. E dat prea încet. Nu e nimic, la asta e bine, mi-e convine, că nu mor eu. La asta e acum. Mai bine mor de cald decât de frică. Da. Da, e un pic să spun și ție asta. Uite, totuși. Ăsta. Cred că ne-am venit doar cu cearșeful la ce cald aici. Fără. Dar cu fi fric, ne tragem în aria pe deasupra.
cartofi cu, da. Eu mi-am stat pe gând că cât am mai scos cardul ăla de câteva ori și nu știu la ce.